Mă numesc Manga Ciobancan, sunt directorul Cercului de Studii Japoneze din ASE. Cum spuneam, lăsăm deocamdată ușa deschisă, pentru că studenții noștri trebuie să începă cu această explicație. Studenții noștri de la Relații Economice Internaționale au cursurile în clădirea Universității Română-Americane, unde ASE-ul a închiriat o apă în clădire și ne apuc aceasta de pe drumul de cele două, nu se pare că ia destul de mult timp. Dar propun să începem într-un stil româno-japonez, așa la 15. Bine ați venit, mă bucur foarte mult că ați răspuns invitației noastre. Centrul de Studii Japoneze din ASE își propune să organizeze periodic evenimente prin care să aducă în fața studenților, în fața iubitorilor Japoniei, specialiști în cultură, societate japoneză. Iar astăzi avem marea onoare să avem alături de noi pe excelența sa, domnul Dragoș Cervan, fost ambasador al României în Japonia, dar nu numai, pentru că domnia sa are o foarte bogată activitate diplomatică. Domnia sa, dați-mi voie să-mi pregătit câteva detalii pe care n-aș vrea să le greșesc. În primul rând, trebuie să menționez faptul că avem alături de noi un absolvent de ASE și un doctor în cadrul Academiei de Studii Economice, un doctor în economie și diplomat, care ne va vorbi cu siguranță în cunoștință de cauză despre economia Japoniei. Dați-mi voie să mai menționez și faptul că excelența sa a primit de-a lungul timpului diverse premii și distincții, inclusiv din partea Guvernului Japoniei, fiind decorat cu Ordinul Soarelui de Sare cu Stea de Aur și Argint, pentru contribuția adusă la întărirea relației de prietenie și la promovarea înțelegerii reciproce dintre Japonia și România. Această decorație am vrut să nu greșesc sub nicio formă, dar ce am vrut să o citesc. Și în ultimul rând, excelența sa are o foarte bogată activitate publicistică, cu foarte multe lucrări, atât în domeniul economiei, al diplomației, dar și eseistică, și ceea ce știm noi, cei de la filologie, poate mai mult, volumele de laicu, pe care le iubim de-a dreptul. Avem aici câteva dintre volumele domniei sale expuse, se pot și achiziționa la finalul întâlnirii, dacă există persoane interesate. Prelegerea de astăzi se focalizează pe parteneriatul economic, parteneriatul strategic România-Japonia, semnat anul acesta, iar domnul ambasador ne va vorbi despre rolul economiei în acest parteneriat. Mulțumesc, bună ziua! Nu știu cum să mă adresez în diplomație și am aici. Există o anumită ordine de precădere și mi-ar fi dificil să găsesc acum exact formula de adresare, așa că dați-mi voie să încep mai prietenește, dragii mei. Mă simt onorat să fiu din nou la ASE după 50 de ani și mulțumesc pentru invitație. Nu am să trec direct la prezentare, care oricum e plictisitoare ca orice prezentare și dumneavoastră, mai ales tinerii studenți, aveți acces la ChatGPT și oricine acolo va găsi o prezentare mai bună ca mea. Dar ca să fiu un pic mai original, am să încep cu o amintire, cu o întâmplare de la Tokyo. Se pregătea vizita Ministrului Economiei în Japonia, domnul Varujan Boscanian, la vremea aceea. O paralelă între cele două economii, atât în Japonia cât și în România, industria auto este cel mai mare angajator și cel mai mare exportator. Ca atare m-am gândit că este bine să organizez, domnul ministru, o întâlnire cu cineva din industria auto japoneză. Cine conducea Nissan Mitsubishi?
domnul Carlos Ghosn, care era președintele alianței Renault-Nissan. Renault, din care face parte și Dacia. Domnul Carlos Ghosn, cum îl numesc francezii Ghosn, pentru că el își spune Ghosn, pentru că este libanez, născut în Liban, are și cetățenie braziliană, și domnul Carlos Ghosn, sau Ghosn, cum îi spun francezii, era două săptămâni la Yokohama, două săptămâni la Paris, fiind președintele alianței Renault-Nissan. Renault-Nissan și Mitsubishi, adăugată la un moment dat. Îl vizitez pe domnul Carlos Ghosn la Yokohama, aranjăm totul ca să se întâlnească și dânsul cu ministrul român, Bărbrân Osmanian, și cu două zile înainte, surpriză, telefon, domnul Bărbrân Osmanian a demisionat. Cu două zile înainte. Încerc să-mi cer scuze de la omologul japonez, de la Carlos Ghosn, și vizita nu are loc. Asta e. A doua bombă vine după 2 ani, când aflu că domnul Carlos Ghosn a fost arestat în Japonia, apoi cu domiciliu forțat acasă și apoi a dezertat. A fugit din Japonia, ascuns într-o cutie de instrument muzical. Așadar, ghinionul de la un moment dat a devenit noroc în albumul. Bun, am început cu o poveste ca să ne mai destindem, mai ales că suntem oarecum în familie, dar înainte de a trece la prezentare, aș întreba studenții din sală, aș ruga să-mi împrospăteze memoria, să-mi spună unde va avea loc summitul G7 de anul acesta. G7 fiind grupul celor 7 mari economii sau industrii ale lumii. Dacă știe cineva dintre studenți, să-mi spună. Da. La Hiroshima. La Hiroshima. Hiroshima. Așa este. Mulțumesc că sunteți în temă. Hiroshima, prin simbolistică, cel puțin de două ori este important acum. Unul, că este Japonia, țară cu care tocmai am semnat parteneriatul strategic. Și doi, prin acel mesaj extraordinar de pace pe care îl transmite într-un moment important, never again. Niciodată să nu mai avem Hiroshima, să nu mai avem război și mai ales să nu mai avem bombă atomică. Atunci e corect să fie G7 și nu G8. O, ar fi o altă istorie. Am fost la Naha, mulțumesc, Naha în Okinawa, unde a avut loc un summit G8, unde a fost și Rusia, și Putin. Sigur, frumos ar fi fost să fie G8, dar iată, am revenit la G7. Asta e o altă istorie. Am să mă așez ca să pot să mișc slide-urile și v-am spus, e un pic plictisitor, dar sper să nu vă țin mult, mai ales că vreau să avem o discuție liberă. Încheiat la un secol după inițierea relațiilor diplomatice bilaterale, parteneriatul strategic între România și Japonia se sprijină pe 3 piloni: politic, economic și cultural. Ok. Deci 3 piloni: politic, economic și cultural. Pilonul economic pe care îl vom aborda în continuare susține fluxurile comerciale și investiționale reciproce. Anvergura globală a Japoniei dă măsura relevanței acestui partener pentru România. Noțiunea de parteneriat strategic, nedefinită juridic, își găsește aplicabilitatea în servirea intereselor celor două țări, într-un context internațional tensionat. Pașii istorici parcuși de la inițierea relațiilor diplomatice au condus la maturizarea și compatibilizarea interacțiunii bilaterale. O paralelă cu economia japoneză, atât directă cât și prin apartenența României la Uniunea Europeană, revelează stadiul și perspectivele raporturilor economice bilaterale. Parteneriatul strategic România-Japonia, semnat la 7 martie 2023, marchează un moment istoric, motiv pentru care necesită o abordare multidisciplinară.
Am vorbit recent cu doamna Tatiana Iosifer, șefa misiunii diplomatice de la Tokyo, după mine, și mi-a spus că este foarte, foarte greu să vorbești despre acest parteneriat, pentru că sunt foarte multe lucruri de spus. Deci, cu atât mai mult îmi este greu acum să sintetizez într-o jumătate de oră, sau cât o să reușesc, câteva idei mai importante. Ca denumire, parteneriatul strategic se poate decela în cele două componente ale sale. Parteneriatul le numește asocierea între două țări, din punct de vedere politic, economic, social, iar pe de altă parte, atributul strategic îi conferă un caracter esențial. Nedefinită în dreptul internațional, deci fără gen proxim și diferență specifică, locuțiunea parteneriat strategic glisează spre un realism bazat pe consensul politic, pe valori și interese comune. În cazul României, interesul național consensual include statutul euroatlantic. Parteneriatul cu Japonia, a treia economie a lumii, Japonia, a treia economie a lumii, vedeți aici, nu contravine nici apartenenței la Uniunea Europeană și nici apartenenței la NATO, nici măcar apartenenței la alte parteneriate strategice similare. Din perspectiva cealaltă, România este al șaselea stat membru al Uniunii Europene, deci prezintă interes. Așadar avem a treia economie a lumii pe de-o parte și al șaselea stat membru al Uniunii Europene pe de-altă parte. De ce Japonia? În primul rând, partajăm valori fundamentale comune, precum respectul pentru drepturile omului și ordinea internațională bazată pe norme. Abordările în multe dosare globale și regionale converg, așa cum este cazul și în formatele B9 și G7. Așa cum știți, anul trecut a avut loc summitul B9 la București și anul acesta, așa cum s-a spus, va fi summitul G7 de la Hiroshima. Sigur, ne aflăm la magnitudine diferită, dar e vorba de România și Japonia. Parteneriatul s-a edificat treptat după ce ambele țări au traversat reașezări structurale în ultimele decenii. Din perspectiva circunstanțelor globale fără precedent, opțiunea pentru parteneriatul strategic cu Japonia nu mai putea fi amânată. De ce? Japonia se află la 43 de kilometri de Rusia, distanța între Hokkaido și Sahara. România, riverană Muntele, se află și la stat de Rusia. Rusia, stat devenit agresor. De ce Japonia? În al doilea rând, o economie de talie globală nu poate fi ignorată de România. Locul 3 în lume, despre care v-am vorbit, în privința produsului intern brut, Japonia deține președinția G7, a fost președinta G20 în 2019, este membră OCDE, membră a TPP, Trans-Pacific Partnership, și așa mai departe. Una dintre cele mai mari finanțatoare ale Fondului Monetar Internațional și puteți să adăugați. Mai reprezentativ decât produsul intern brut, în privința calității vieții, indexul complexității economice plasează Japonia pe locul întâi în lume, chiar înaintea Elveției. Poziția fruntașă în economia globală, încă din anii 70 ai secolului trecut, de vremea când eram și eu student aici, a dat titlul unei cărți interesante a profesorului Ezra Fogel, Japan as Number One. Deși obsolet astăzi, titlul prezenta o realitate indiscutabilă la vremea aceea, iar Japonia continuă să dețină locuri fruntașe în diverse clasamente economice mondiale. De ce Japonia? În al treilea rând, lumea se schimbă. China încearcă să construiască o ordine globală alternativă, iar Japonia o înțelege, o respectă și știe să conviețuiască în vecinătatea ei.
Așa cum dialogul transatlantic este în consistență din cauza Ucrainei, la fel, Transpacificul poate câștiga din cauza Taiwanului. Unii analiști și politicieni schițează paralela între Ucraina și Taiwan pentru a trage învățăminte din lecția primului război și a respinge ocultarea unei realități. Japonia dovedește maturitate politică, în timp ce lumea era cu ochii pe summitul sino-rus de la Moscova, premierul japonez se afla la Kiev. Și față de planul pe hârtie de 12 puncte rămas pe hârtie, premierul japonez oferea 7 miliarde de dolari ajutor pentru Ucraina, plus 13 milioane de dolari ajutor pentru ucrainenii refugiați în România. Și care nu au rămas pe hârtie. Voi comenta în continuare relația română-nipoană, acest parteneriat strategic, pe trei componente. În primul rând, niște jalonii istorice în relația economică bilaterală. În al doilea rând, niște paralele statistice inegale, sigur, inegale între România și Japonia. Și în al treilea rând, niște paralele statistice relativ egale între Uniunea Europeană și Japonia. Repere istorice. Pe siajul cronologic al parteneriatului se remarcă trei repere. Primul, la cumpăna secolelor al XIX-lea și al XX-lea, marchează kilometru zero al relației, respectiv primele călătorii în Japonia ale unor români, printre care și Nicolae Xenopel, întemeietorul Academiei de Studii Economice. Al doilea reper istoric reprezintă procesul îndelungat de consolidare a relațiilor comerciale și investiționale bilaterale, conducând la acest al treilea reper, care este asocierea într-un parteneriat strategic. Ca fază intermediară, parteneriatul reînnoit dintre țările noastre, din anul 2013, ne-a oferit personal șansa de a participa direct la actualizarea cadrului juridic bilateral. Noutățile aduse de apartenența la NATO și Uniunea Europeană, inclusiv schimbarea Constituției României între timp, impuneau un cadru juridic adecvat, adaptat la noua arhitectură a oportunităților bilaterale. Între timp, în anul 2018, vizita premierului Nicol, regretatului Shinzo Abe în România, a dat startul negocierilor pentru parteneriatul strategic, valorizând acel capital de încredere care s-a acumulat, s-a sedimentat de-a lungul anilor. Cu peste un secol în urmă, doi români se remarcau ca antecesori ai parteneriatului strategic, și anume industriașul Basil Hasan, în anul 1898, și ambasadorul Nicolae Xenopol, în anul 1917. Spirit antreprenorial. Hasan și-a asumat misiunea de atragere a companiilor navale nipone spre portul Constanța. A căutat parteneri de afaceri, s-a documentat în țesătoriile nipone, a vizitat o fabrică de chibrituri, a fost la monetăria statului din Tokyo, iar la o întrevedere cu ministrul adjunct al comunicațiilor, a identificat potențiale cooperări economice în domeniul transportului. De exemplu, s-a interesat de materialul rulant și locomotivele produse la cel mai înalt nivel tehnic la vremea respectivă în Japonia și a arătat că portul Constanța poate deveni un port multimodal de transbordare a mărfurilor japoneze pe cale ferată spre Europa Occidentală la vremea respectivă. Întors în țară, Hasan a susținut o conferință cu participarea regelui României, avertizând că neglijarea pieței nipone ar marginaliza legatul României în Europa. A enumerat chiar mărfurile exportabile din România spre Japonia: sare, lemn fasonat, petrol, făină, alcool și așa mai departe. Om de afaceri,
căutase să-și promoveze în Extremul Orient propria tehnologie de rafinare a uleiului de rapuță prin benzină. Era o tehnologie novatoare, era singurul din Europa care deținea la vremea aceea o asemenea tehnologie. Ceea ce mi se pare cel mai important, Basila San la vremea respectivă a propus regelui deschiderea relațiilor diplomatice română-Nipopă. Bun. Cel de-al doilea român, antecesor al parteneriatului nostru strategic, Nicolae Xenopov, întâiul ambasador român în Japonia, și-a prezentat scrisoarea de acreditare pe 19 noiembrie 1917. S-ar putea scrie un roman întreg despre asta. Despre perspectivele comerciale bilaterale, la vremea respectivă, Nicolae Xenopol declarase presei nipone a doua zi după depunerea scrisorului de acreditare. Și citez. Vreau să întreprind studii asupra situației economice a Japoniei cu scopul de a iniția relații comerciale și financiare între Japonia și România. Este necesar, cred, ca după război să înființăm o linie maritimă directă între Yokohama și Constanța, port românesc la Marea Neagră. Am încheiat citatul. Deschis spre lume, prin însuși numele lui, dar mai ales prin atitudine și mentalitate, Xenopol se remarcase anterior prin funcția de ministru al industriei și comerțului, funcție din care tocmai a înființat această minunată instituție de învățământ superior, care este ASEAN, în 1913. Și acum câteva paralele statistice între România și Japonia, economii comparate. Economist și fost ministru al comerțului, Xenopol a oferit studenților bucureșteni primele instrumente ale analizei statistice, tocmai prin această Academie de Studii Economice. Cu astfel de instrumente, el însuși a schițat o paralelă între cele două economii. Chiar dacă performanțele lor erau inegale, încrederea sa în potențialul românesc i-a insuflat optimism. Relativitatea statisticilor impune o interpretare cât mai corectă. Spre a diminua riscul distorsionării prin date a unor realități. Un sugestiv exemplu este cel al lungimii căilor ferate din România și Japonia. Am mai dat exemplu de mai multe ori. România are 11.000 de kilometri căi ferate, în timp ce Japonia 27.000 de kilometri. Comparat la populație, densitatea în România este mai mare. Populația Japoniei este de 6 ori mai mare. Deci, adevărat sau fals? Ce ne spune această statistică? În realitate, comparăm două lucruri total diferite. La noi, în cele 11.000 de kilometri, adăugăm și linia ferată pentru Mocănița, din Ardeal, de exemplu, în timp ce Japonia, în 27.000 de kilometri, are marea majoritate linii pentru Shinkansen, trenul de mare viteză. Totuși, în pofida acestei relativități a statisticilor, dați-mi voie să fac câteva referiri la anumite statistici comparative între România și Japonia. PIB-ul României este de 17 ori mai mic decât cel al Japoniei. Contează în plus calitatea vieții. Japonezul trăiește cu 10 ani mai mult decât România. Tot de calitatea vieții ține și gradul de urbanizare, 53% în România, 91% în Japonia. Totuși, din dorința de întoarcere la natură, mă bucur că acest indicator oarecum favorizează România. Rămânând în sfera calității vieții, mai mulți ani la rând Tokyo a fost cel mai sigur oraș din lume. În timp ce orașele românești se ridică în acest clasament, trebuie să vă spun că anul acesta, în luna aprilie, Cluj-Napoca a ajuns pe locul 23.
cel mai sigur oraș din România. Și sunt și alte orașe care se apropie. Vă dați seama că se compară toate marile orașe din lume. O serie de alți indicatori ne oferă fragmente din oglinda economică a celor două țări. Odată cu devalorizarea yenului, un Big Mac a ajuns în Japonia la numai 2,83 dolari. Foarte aproape de România, 2,3 dolari. Este adevărat că lanțul McDonald's atrage un alt fel de clienți în Japonia decât în România. Și în plus, trebuie să amintesc că venitul unui român, anual sau lunar, este de cel puțin 3 ori mai mic decât al japonezului. O problemă cronică a Japoniei, din ultimele două decenii, să spunem, spirala deflaționistă nu se regăsește deloc în România. Chiar sub puseul crizei energetice recente, inflația în Japonia rămâne foarte redusă, la 2,5%, în timp ce anul trecut, în România, inflația a ajuns la peste 16%, dacă nu mă înșel. Declinul populației a devenit și o provocare pentru ambele țări, numărul pensionarilor fiind mai mare decât numărul angajaților, atât în România, cât și în Japonia. Un domeniu în care România performează mult mai bine decât Japonia este bugetul. Un deficit de numai 2,8% în România, sau mă rog, pe acolo, comparat cu cel japonez de 7-8%, ne avantajează. Și mai disproporționată este datoria publică, înregistrată 226 a fost acum ajuns la 264% în Japonia, deci record mondial absolut, și numai 57% a ajuns recent în România, oricum sub 60% criteriul de la Maastricht. Ce este important de știut despre Japonia, totuși, își păstrează o cotație foarte ridicată. Ratingul de țară este printre cele mai ridicate. De ce? Tocmai pentru că statul japonez se îndatorează la interior, la firmele japoneze, la japonezi, la persoanele fizice, iar aceștia, japonezii, au totală încredere în solvabilitatea statului. Și atunci statul, acumulând sume imense de la intern, poate să acorde credite în exterior cu dobânzi. Tradițional orientată spre piețele externe, Japonia ne depășește în zecit la valoarea exporturilor. 736 de miliarde de dolari în Japonia față de numai 87 în România. Ca fapt divers, totuși, România deține un loc întâi în lume la export. La exportul de floarea soare, depășind chiar și China. Îmbucurător este faptul, în comerțul bilateral româno-japonez, că față de un deficit de 500 de milioane de dolari în 2005, s-a ajuns la un excedent de 170 de milioane de dolari în 2020. Totuși, volumul total al schimburilor a ajuns la 720 de milioane de dolari și sper ca în curând volumul să ajungă la acel dorit miliard, mai ales prin contribuția parteneriatului strategic, semnat de cel. Cu totul dezechilibrată este balanța investițiilor, care practic este unidirecțională, dinspre Japonia spre România. Nu prea avem investiții invers din România în Japonia. Nu trebuie să vă dau exemple, că sunt destul de cunoscute. Ceea ce vreau să subliniez, circa 17.000 de români lucrează în firme care și-au originea în Japonia. În ultimele trei decenii, sectorul auto, așa cum deja v-am spus în introducere, atât în Japonia cât și în România, deține locul întâi și ca număr de angajați și ca, volum al exporturilor. Sunt și multe alte paralele care se pot face acum, în afară de această paralelă între cele două industrii auto. De exemplu, chiar astăzi am auzit,
la București s-a deschis Agenția Europeană pentru Securitate Energetică. Este prima agenție europeană cu sediu în București, în România. Deci este un element de prestigiu pentru România. An în care tocmai și Japonia își inclusese pentru prima dată în strategia națională de securitate o componentă de apărare cibernetică. Deci iată o preocupare comună, apărarea cibernetică, securitatea cibernetică, ținând cont de ce se întâmplă în lume. Și vorbind de investițiile japoneze în România, două proiecte aș vrea să subliniez, sunt multe. Unul este metroul București-Otopeni, cu acea faimoasă stație Tokyo, la Băneasa, chiar am menționat undeva într-o carte a mea, chiar se numește stația Tokyo. Așa, și al doilea proiect este podul suspendat peste Dunăre, care este al treilea ca lungime din Europa și practic cel mai lung pod din România. M-a întrebat un prieten mai acum câteva, o jumătate de oră, ce perspective avem. Și am aici trei proiecte interesante. Avem Cernavodă 3-4, în care Japonia este interesată. Avem reactoarele nucleare modulare de mici dimensiuni care se vor construi în România, prima țară din Europa care va construi asemenea reactoare modulare mici. Și avem Măgurele, cel mai puternic laser din lume. Vreau să vă spun că am vizitat recent Măgurele. Este o perlă a cercetării românești, este numărul 1 în cercetarea românească și bucuria mea a fost să văd și japonezi, cercetători japonezi la Măgurele. Ce este interesant, japonezii doresc să construiască un centru de producție de optică de mare putere la Măgurele. Sunt multe de discutat pe tema aceasta. Oricum, acel laser, cel mai mare, cel mai puternic laser din lume, este acolo, în România, la Măgurele, iar japonezii au înțeles. L-am avut pe directorul general de la Măgurele în vizită în Japonia, am fost cu dânsul la Kyoto și japonezii au fost deosebit de interesați de Măgurele. O paralelă, aparent anecdotică, în relația româno-japoneză, este între cele două, cele mai mari criptomonede din lume. În timp ce Bitcoin se leagă de numele japonezului Satoshi Nakamoto, Ethereum, a doua monedă, criptomonedă din lume, se leagă de românul Mihai Alesia. Sigur, iarăși se pot dezvolta diverse idei. Oricum, haideți să trecem la a treia paralelă, să spun, din data aceasta quasi egală, relativ egală, între Uniunea Europeană și Japonia. În anul 2019 au intrat în vigoare două parteneriate între Uniunea Europeană și Japonia, unul strategic, unul economic. În timp ce PIB-ul României este de 17 ori mai mic decât al Japoniei, Uniunea Europeană este compatibilă, deci este mai ușor să facem această paralelă statistică. Economii de piață performante, cu standarde ridicate de viață și însemnate sectoare terțiare, atingând o anumită saturație a creșterii, dar și împovărate de îmbătrânirea populației, își caută nișe de oportunitate în sectoarele de vârf ale tehnologiei. În pofida decelerării din ultimii ani în economiile celor două puteri, ele dețin cumulat o pondere consistentă în lume. 30% în economia globală, 44% în comerțul mondial, aproape jumătate din fluxul investițional global. Cel mai mare investitor străin în arhipelag, cu 42% din total, Uniunea Europeană la rândul să absorbe 22% din totalul investițiilor nipone în străinătate. Magnitudinea celor două economii ca actori majori în lume se reflectă în actualele organizații globale. De exemplu, unul din cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate este din Uniunea Europeană, iar 3 membri din G7 sunt tot din Uniunea Europeană.
O paralelă se poate face și în domeniul criteriilor de la Maastricht. Criteriile de aderare la zona euro, criteriile de așa numite de convergență. Primul criteriu, inflația. A fost încălcat în ultimii ani de mai multe ori, așa încât în anul 2022, anul trecut, depășise 10% în zona euro, în Uniunea Europeană, în timp ce Japonia este numai 2,5%, deja am menționat. La al doilea criteriu, puține state ale zonei euro se limitează la deficitul bugetar impus de Maastricht de 3%. Față de această limită, în anul 2020, zona euro înregistra un deficit de 7% egal cu al Japoniei. Țările europene ignoră de asemenea și al treilea criteriu, și anume cel al datoriei publice. Limita de la Maastricht este 60%, Uniunea Europeană a ajuns la 92% și Japonia, v-am spus, record mondial, 264%. Ultima cifră, oricum peste 250%. România a îndeplinit de mai multe ori criteriile de la Maastricht, numai că nu am preluat încă moneda euro. Și probabil că o mai amânăm, am auzit recent că Bulgaria vrea să intre peste un an, dar probabil că o mai amânăm până când criteriile însele se vor reforma pentru a fi adaptate la realitățile economice ale lumii. Ceea ce este mai greu, în Uniunea Europeană, spre deosebire de Japonia, pentru o decizie de genul acesta, e nevoie de acordul tuturor celor 27 de state membre. După aderarea la Uniunea Europeană, România a avut și ea un cuvânt de spus în diverse organizații internaționale și participă indirect prin Uniunea Europeană la G7, la G20, alături de Japonia. Istoria stă mărturie interacțiunii europeană-nipone. Revoluția industrială din Europa secolului al XIX-lea s-a repercutat asupra Japoniei în epoca Meiji. Victoria niponă împotriva Rusiei la Port Arthur n-ar fi fost posibilă fără navele moderne construite în Marea Britanie. Și am fost surprins când am vizitat portul Yokosuka de lângă Yokohama să văd acolo nava Mikasa, construită în Marea Britanie, perla a flotilei japoneze la vremea respectivă, care a fost cheia acelui succes de la Port Arthur. Mai recent, în cele două economii se disting noi numitori comuni, din păcate, problematici. Creștere lentă, datorii publice imense, populație tot mai îmbătrânită. Problema se ridică nu atât a situației în momentul de față, cât mai ales a proiecției pe termen lung. Produsul intern brut al Uniunii Europene încă nu a revenit la nivelul record din 2008. În timp ce Japonia, care în 2010 a fost depășită de China ca loc 2 în lume, ca economie, a ajuns după 12 ani să dețină abia o treime din PIB-ul Chinei. Rând de rând, jargonul economic contemporan s-a îmbogățit cu doi termeni peiorativi. Euroizare și japonizare. Deși par în retragere, cele două economii își caută resursele de reinventare, inclusiv prin lecțiile trecutului. Cum ar fi evitarea utopiilor de genul strategiei Lisabona sau a stagflației nipone. Cel puțin teoretic se întrevede o soluție optimistă, de la o societate bogată la o societate inteligentă. Metal prețios, platina, se acumulează la tâmplele cetățenilor din Uniunea Europeană și din Japonia. Conform proverbului, cine nu are bătrâni, să și cumpere. Uniunea Europeană și Japonia îi au. Folosindu-i alături de noua generație, își pot menține statutul de putere economice globale prin forța exemplului, în promovarea valorilor comune, în susținerea nevoilor umane de bază și în consolidarea guvernanței economice. Un imens portofoliu de interese comune, complementarități, bunăvoință și talente
poate anima în viitor acțiunea comună pentru a face față provocărilor din fața Uniunii Europene și Japoniei. Atenția acordată de Japonia, Europei Centrale și de Est a sporit nu numai din considerente economice, ținând cont de nevoie de investiții din această zonă, dar și din motive politice după izbucnirea crizei ucrainene. Acest interes se regăsește într-o aserțiune veche din 1904 a lui Sir Halford Mackinder, care spunea, citez, cine controlează estul Europei, controlează întreaga lume. Am încheiat citatul. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, țara noastră a evoluat, s-a schimbat, devenind dintr-un stat receptor de asistență pentru dezvoltare, dintr-un stat donator. Totuși, ultimul împrumut în condiții de asistență pentru dezvoltare a fost tocmai cel din partea Japoniei pentru metroul București-Cotopeni. Și ca să nu vă plictisesc în continuare, să trecem la o concluzie. Aprecierea de care se bucură Japonia în lume poate fi ilustrată metaforic prin clasamentul global al pașapoartelor, unde țara deține locul întâi în lume. Dacă pașaportul japonez deschide cele mai multe frontiere din lume, iar România a încheiat un parteneriat strategic cu această țară, atunci marcăm un succes. A durat un secol, dar a meritat. Ar fi de dorit ca Parlamentul României să îndoseze acest act spre buna sa implementare. După cum vedeți, parteneriatul între Uniunea Europeană și Japonia, parteneriatul strategic, a fost aprobat prin lege în România, legea 218 din 2019, și bineînțeles a fost aprobat și de Parlamentul European pe 12 decembrie 2018. Atunci, cu atât mai mult, se impune girul parlamentar asupra parteneriatului strategic România-Japonia. Nu doar pentru a-l valida juridic, legislativ, ci mai ales pentru a-i conștientiza aturile și a le pune în operă. O strategie economică de lungă durată a României va îngloba, am convingerea, și acest parteneriat strategic. Cu acestea vă mulțumesc pentru atenție și aș vrea să închei cu o altă întâmplare, că vorbisem despre parteneriatul reînnoit și am să mă revin. E o întâmplare interesantă, am amintit-o în stația Tokyo. Plecasem la Tokyo cu ideea să reînnoim parteneriatul cu Japonia. De ce? Și aveam argumentele mele și acolo și la București. Între timp, vechiul parteneriat era de prin 2000. Între timp, România a aderat la Uniunea Europeană în 2007, a aderat la NATO în 2004 și chiar și-a schimbat Constituția. Deci, având în vedere aceste trei elemente de schimbare, am zis, dom'le, trebuie să avem un nou parteneriat. În sfârșit, se decide să vină domnul Titus Corbățean, ministrul de externe la vremea aceea, la Tokyo ca să semneze acest parteneriat. Pe data de 24 februarie. Acum, sigur, v-am vorbit de cele paralele inegale, da? Noi eram oarecum mai interesați de acest parteneriat și eu băteam din pinte, cum se spune, la Ministerul de Externe japonez ca să accepte. Au acceptat, s-a pregătit totul în regulă. Cu două zile înainte primesc telefon. Telefoanele veneau din țară undeva după miezul nopții din cauza diferenței de fusorar de 7 ore. Primesc un telefon, ne pare rău, un secretar de stat din extern, domnul Corbețean nu mai poate să vină, care are o reuniune NATO la Roma și trebuie să amâne. M-am trezit cu telefoane de la extern, de la ambasadorul japonez din București, domnule, așa ceva nu se poate. Și în sfârșit, cu mare efort, nu știu ce, și de la București și de la Tokyo, s-a reușit să a venit domnul ministru Corbețean în ziua respectivă. Din păcate, s-a scurtat vizita, ceea ce aș fi dorit să avem cu ocazia acelei vizite. Nu s-a realizat 100%, dar
acel parteneriat reînnoit s-a semnat. Și a fost un stadiu intermediar până la parteneriatul strategic de astăzi. Cam asta e. Mai multe povești de genul ăsta le puteți găsi și în stația Tălcă. Mulțumesc! Aștept întrebări, comentarii, mai ales din partea unora care știu poate mai mult decât mine despre Japonia. Îi mulțumim domnului ambasador pentru această prezentare aproape comprehensivă, aș spune, asupra rolului economiei, pilonului economic în parteneriatul strategic. Da, sunt două lumi îndepărtate și diferite ale noastre și rolul ambasadorilor este extrem de important de a, de a găsi acele punți, acele poduri care să le lege și mai ales, dacă îmi dați voie înainte să deschid sesiunea de întrebări, aș vrea să subliniez caracterul atât obiectiv al prezentării domnului ambasador, de care avem atât de multă nevoie în zilele acestea. Vorbim tot timpul că ne trebuie acele faimoase englezești facts and figures. Pe facts and figures, da, pe cifre și pe fapte ne bazăm pentru a ne construi o imagine corectă. Întrebări, comentarii, sugestii, Completări. Mai ales, da, cum spunea și excelența sa, din partea celor tineri care văd Japonia poate altfel, studenții noștri, da, care își doresc să ajungă acolo și poate își doresc să știe mai multe despre acest spațiu. Fascinant, de altfel. Cu curaj, aș spune. Aș întreba eu, a fost, mă rog, în afară de câteva persoane pe care le cunosc bine, a mai fost cineva în Japonia, aici din sală? Să știți că este mai ușor de ajuns decât vă închipuiți și relativ ieftin, dacă nu mai e nevoie de viză. Nu mai e nevoie de viză. Da. E un element interesant, apropo de viză. Mă ridica să nu mă auziți. Când am plecat în Japonia, am avut, mă rog, conform obiceiului, am fost audiat în Parlamentul României și am avut patru priorități. Printre ele a fost și ridicarea vizelor pentru românii care merg în Japonia. Poate că este cel mai bun rezultat al mandatului meu în Japonia. Mi-am amintesc cât de greu a fost. M-am mutat, sigur că aveam colegii de acolo și colegii din centrală, mai ales, care știau ce e de făcut, dar nu a fost ușor. În sfârșit, a fost viza waiver pe un an, apoi pe trei ani și, în sfârșit, s-a ajuns la ridicarea vizelor, ceea ce este mare lucru. Pe de altă parte, meritam din plin această ridicare a vizelor. Eu trebuie să spun că am trăit beneficiul ridicării vizelor. La prima deplasare în Japonia a fost cu viză, cu tot. Când ce ați fost? Prima dată în 2000. Da. Iar ulterior, datorită eforturilor echipelor noastre din Japonia, da, se poate într-adevăr merge acum fără nicio problemă. Așa că îndemn tot timpul pe studenții noștri, care sunt așa mai reticenți la a pleca în străinătate în ultima vreme, chiar și în Europa, să plece. Să plece. Ce este interesant pentru mine, înainte de a merge în Japonia, am petrecut cam toată viața profesională în Europa. Și surpriza a fost să nu întâlnesc în Japonia clișeul relativ negativ din Europa Occidentală despre români. Nu, dimpotrivă. Când le vorbeam de România, de români, se lumina la față. Era ceva
Ori eu, prin anii 90, când am mers în Suedia, era o anumită reținere față de români. Așa că vă încurajez, vă recomand să mergeți în Japonia, că nu o să regretați. Da, vreau să spun eu câteva cuvinte, dacă îmi permiteți. Mă bucur că fostul coleg și bunul meu prieten, Radu Șerban, de care ne neagă o veche prietenie, chiar dacă a terminat mandatul în Japonia, a continuat să se aplece asupra multor elemente care leagă cele două țări. Chiar cartea asta despre românii care au călătorit în Japonia și care au lăsat urme sau care s-au lăsat influențați de ce au văzut acolo, spune foarte mult despre continuitatea și despre o anumită trăsătură care ne-ar putea apropia cele două nații. Acum, și eu felicit pentru treaba asta, pentru că face niște lucruri profesioniste în care pune multă cunoaștere, multă determinare, dar și o empatie pentru subiectul ales. Chiar și domeniul ăsta al literaturii, despre haiku, și aveți aici multe lucrări de ale dânsului editate de editura Coresi. Acum, la sfârșitul comunicării lui, mi-am adus aminte de un lucru și exista un banc care, la un moment dat, în Japonia, probabil că mulți nu știu, în Japonia s-a dus un român să cumpere un bilet de tren. Și a zis, vreau un bilet până la Iva. Și la casa de bilete, vânzătoarea de bilete întreabă la care Ilva? Ilva mare sau Ilva mică? Adică acest lucru, această precizie, această, cum să spun, seriozitate a acestei nații, noi avem foarte multe de învățat și să aplicăm. Pentru că și din ce spune Radu acum, din eșecurile sau semi-eșecurile la niveluri politic, economic, care le-am avut în relațiile cu ei, și ar fi bine să ne gândim de trei ori înainte să facem un pas și să dăm telefoane la 12 noaptea, că nu putem să venim din diverse motive. Chiar și această vizită a lui Shinzo Abe, care s-a terminat în coadă de pește, eu am crezut că japonezii se vor mai gândi sau își vor reconsidera poziția față de noi. Și uite că anul acesta au dovedit o deschidere și o înțelepciune, pentru chestia asta, înțelepciunea asiatică este extraordinară. Și sud-coreeni, și japonezi, și chinezi, adică noi avem de învățat de asemenea lucruri. Suntem inundați de tehnologia vestică, de subcultura americană, de tot ce înseamnă tehnologie, dar uităm că trebuie să învățăm și lucruri de permanență, să fim educați și în alte, în alți parametri. Faptul că există, de exemplu, niște trenuri între diverse, pe niște linii secundare, nu vorbesc de marile trenuri și Shinkansen și așa mai departe, există niște trenuri locale care vin să ia un copil, un singur copil, și care vin să ia la școală și pentru acest lucru linia ferată funcționează. Noi am stricat atâtea căile ferate române sunt la pământ. Cred că de aici am putea învăța foarte multe la japonezi. Tehnologie, disponibilitatea asta lor, și cred că există și această disponibilitate de cooperare. Noi ar trebui să facem un cap de pod între Europa de Est și Japonia, noi România.
să fim un pilon al Dumnezeu și să împărtășim și celorlalți din Europa de Est din această experiență. Nu știu, știu că, de exemplu, chinezii au niște realizări legate de investițiile lor în Europa Centrală și de Est. De cât știu, și-au ales Ungaria ca acest cap de pod. Ar trebui și noi să ne gândim dacă nu putem să incursionăm, să dinamizăm aceste relații cu Japonia și să devenim și noi, pentru că avem, avem ce oferi. Ei sunt convinși de ce a spus Radu, au o disponibilitate. Noi trebuie să fim foarte serioși, să fim determinați și să facem parteneriate pe termen lung de care să ne ținem. Asta e mesajul meu. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prietenul Igor Popovici. M-a amintit o întâmplare, apropo de banul pe care l-ai spus, da. Și, mă rog, cu scuzele de rigoare că o mai rețin un minut. Eram la poalele muntelui Fuji, mersesem cu mașina și urmau să escaladăm munte. Am lăsat mașina în parcare și alături era o bancă. Am mers la bancă să schimb niște dolari în ien ca să am cu mine pe munte. Am plecat și cam la 500 de metri era un soi de barieră cu mine și văd un A4 pe care scria în românește: v-ați lăsat niște bani în bancomat. În românește. Și ne aștepta doamna cu acest A4. Eram cu un coleg. Am rămas surprins. Deci ei au corelat numărul mașinii, eu am schimbat banii la bancomat, că era un automat de schimb, și a rămas ceva mărunțiși în acel bancomat și am uitat să-l iau. Și m-am trezit la acela patru, în românește. Ca să vedeți, apropo, de Irma, de mare sau mică. Completa, dacă îmi dați voie, doar cu un foarte mic comentariu, apropo ce spuneați despre gările în care trenul oprește pentru un singur copil, pentru un singur elev. Un exemplu absolut recent, concret, de semestrul trecut, în care am avut un proiect în parteneriat cu Universitatea Japoneză de învățare online, așa se poartă acum, în care trebuia studenți de la universitatea noastră cu studenți de la universitatea respectivă să lucreze două luni împreună și să facă un proiect care urma să fie prezentat. La un moment dat, colega din Japonia mi-a spus să mai așteptăm puțin, să vedem câți studenți se înscriu la cursul meu în Japonia, la cursul meu, și după aceea ne facem planurile. La cursul respectiv s-au înscris 2 studenți și cu 2 studenți s-a ținut cursul. Da? Deci s-a mers înainte cu acei 2 studenți, apropo de acel unic elev pentru care oprește trenul în gară. Da, în Japonia s-a mers înainte la un curs, se poate, da. La noi e mai greu că ar fi această situație, din fericire la noi nu s-a pus problema, dar da, dați-mi voie cumva să concluzionez, avem ce învăța, într-adevăr. Și l-aș întreba pe domnul ambasador așa o ultimă întrebare, sau dacă mai sunt, dacă sunt întrebări din public, văd că publicul e foarte ezitant azi, extrem de cuminte, prea cuminte. Trebuie să mai un element foarte important, acest cult al mincii. Work alcoholic, care la japonezi înveți încât, știu, ei la prânz se duc acasă. Doar în cadrul firmei, la și-au făcut niște paturi, spațiile disponibile în firme, nu, și stau acolo. Mereu mă provocați. Îl provoc eu acum pe domnul consilier Vișoiu, vorbitor de limba japoneză, să ne spună ce înseamnă caroșă. Nu are bine frumizare. Da, e adevărat și asta, partea cealaltă. Deci e un termen specific în limba japoneză care înseamnă moarte prin epuizare, prin muncă, la roșie. Nu cred că trebuie să-i răudăm pentru lucrul ăsta și guvernul lor este preocupat de exces. Vor trece în curând la săptămâna de lucruri de 4 zile. Nu peste tot, dar...
încearcă și ei să și învețe oamenii să mai facă și altceva și să muncească automat. Aș putea să pun o întrebare foarte dificilă. Avem parteneriatul, l-am semnat și tot să lucrăm, dar ce facem cu el? Cum facem să nu rămână vorba cu oameni? Există precedente cu parteneriatul strategic cu Coreea de Sud. Din păcate, scârție îngrozitoare aproape s-a înscris. Nu știu dacă știți, inițial, un proiect inițial, parteneriatul acesta trebuia să aibă patru piloni. Era o structură care stătea pe patru. S-a comasat unul cu doi, a ieșit politico-strategic și a rămas trei. Cum facem să nu rămână masa asta în două picioare? Dacă nu avem grijă să garnisim pilonul economic când trebuie, să-i dăm substanță. Domnul consilier, mulțumesc pentru întrebare. M-ați provocat. Nu, ați încheiat ca să nu vă întreb. Nu degeaba, ultimul meu slide a fost despre ratificarea în Parlament. Poate că vin cu o idee năstrușnică. Poate că nu sunt ancorate în realitățile politice ale țării. Dar gândirea mea a fost așa. Dacă noi am ratificat parteneriatul strategic Uniunea Europeană-Japonia în Parlament, de ce nu l-am ratificat și pe acest? Sigur, ce am spus, domnule, mare lucru nu realizăm. Îi dăm o greutate legislativă. Oricum, termenul însuși de parteneriat strategic nu are încă o definiție în dreptul internațional. E o chestie ambiguă, da? Unii îl folosesc mai mult speculativ, pe moment, de conjunctură. Dacă fac un parteneriat strategic, am nevoie pe moment atunci. Dar dacă s-ar legifera, dacă s-ar aproba în Parlamentul României, măcar față de asta, ar exista o altă realitate în implementare. Și pe urmă, sigur, eu aștept foarte mult de la comunitatea de afaceri să vină cu propuneri, cu idei și să ceară guvernul și guvernanților condiții cât mai bune pentru a putea să dezvolte business-ul cu Japonia. Omul sfințește loc. Am întâlnit români de mare succes în Japonia, pe cont propriu, fără să fie sprijiniți de mine. Directorul general al Coca-Cola, la un moment dat pe Japonia, era un român. Un om cu totul deosebit, care chiar el îmi povestea despre acest Hiroshi, că el nu înțelegea pe japonezii care stăteau la muncă până noaptea târziu, dar e și o chestie de solidaritate aici, că dacă unul din ei are mai mult de muncit, ceilalți stau lângă el, din solidaritate, și așteaptă până își termine și el treaba. Dar, într-adevăr, nu știu, asta ar fi o idee cu ratificarea. Încă o dată, nu sunt specialist nici în drept, nici în politică, dar poate ar fi, i-ar da greutate acestui parteneriat. Mai departe, sigur, am și spus, am convingerea că într-o strategie, nu avem o strategie economică pe termen lung, nu? România. În această strategie am convingerea, nu știu de ce, că se va menționa și parteneriatul strategic cu Japonia. Pentru că ușor, ușor conștientizăm importanța acestui partener pentru România. Și o să vedeți că dacă se implică la Cernavodă, la Măgurele și în alte proiecte majore, atunci vom avea sprijinul pentru pilonul 2, care, mă rog, eu ca economist, la acela m-am referit astăzi și celelalte, doar faptul că am găsit acea coincidență, să spun, că astăzi s-a înființat Agenția de Securitate Cibernetică Europeană cu sediul la București, prima agenție europeană cu sediul la România. Și tot anul acesta, pentru prima dată, Japonia și-a inclus în strategia națională de apărare securitatea energetică. Deci, un subiect comun
Și eu sunt convins că prin această, după 4 ani jumate de viață în Japonia, prin această similitudine de gândire, de orientare în lume, ne vom apropia mai mult. Aș adăuga că Japonia este acum primul investitor asiatic în România. Corect. Ne-a așteptat China să fie în poziția asta, dar nu este. Și ne bucurăm cu statul că desăvârșirea între investițiile făcute de japonii și chinezi, cum spun și japonezii, investițiile chinezești, din păcate, sunt puțin transparente, creează o povară greu de suportat pentru statul primitor și, din păcate, generează probleme. Elementele astea nu se găsesc în cazul Japonului. Da. Ce să mai comentez? Ați spus. Ați spus ce trebuie. Da. Alte întrebări, dacă nu aveți. Costin Andrei Stare. Sunt absolvent la Târgu București și oare acum pasionat de partea culturii japoneze. Aș dori să vin în completarea ce aveți discutate și în legătură cu acest filon economic la care ați făcut referire. Ați prezentat o serie de indicatori bugetari, aș spune, la nivelul celor două economii, între România și Japonia. Și am vrut să vă rog, dacă ne puteți prezenta opinia noastră referitoare la cât de compatibile sunt, până la urmă, cele două modele economice adoptate de către cele două state, România și Japonia, prin prisma experienței noastre ca ambasador. Mă refer la filozofia aparte a fiecărui stat. Ați menționat ceva la un moment dat, faptul că referitorul la deficit, la deficitul public al Japoniei, este mai mare și se bazează, în primul rând, pe încrederea cetățenilor din statul japonez. Aceasta ar fi, cred, o diferență față de noi. Unde ați găsi eventual o similitudine sau o altă diferență între cele două modele economice și cât de compatibile sunt? Că, până la urmă, cred că ar conta și acest lucru prin prisma acestui parteneriat la care... Da, mulțumesc de întrebare. În ultimii 30 de ani, sigur, ne-am compatibilizat pas cu pas, treptat, cu economia japoneză. Acea schimbare esențială, da, din trecerea noastră la economia de piață, cu toate tulburările, ne-a apropiat treptat. Și au fost ani în care am fost tratați ca o țară în curs de dezvoltare, Japonia a venit cu ajutoare, a venit după 90 cu acele investiții în condiții preferențiale. Sunt niște proiecte care au fost făcute de japonezi, nu le mai menționez acum. Noi am luat un Samurai Bond, un credit japonez, tot oarecum de pe poziția noastră de țară în curs de dezvoltare. Deci noi am venit din altă zonă. A fost greu să ne apropiem ca structură, ca mentalitate economică. Mai departe, în 2010 s-a semnat acordul pentru creditul acordat de JICA, agenția japoneză, pentru linia de metrou București-Otopeni. 2010. Credit aprobat prin lege. Cât a durat până acum, până să începem să trecem la transpunere? Și a fost un credit în condiții preferențiale. Nimeni în 2010 nu ne dădea un credit de valoare respectivă, 300 și de milioane de dolari, în condițiile acelea. Cu o perioadă de grație mai lungă, cu dobândă mai mică și așa mai departe. Nu am reușit să îl valorificăm. Nu mai intru în detalii. Deci a fost greu. A fost greu pentru că noi veneam dintr-o altă zonă. La economie supercentralizate, cu decizia de sus, cu toate alea. Acum, iată că suntem mult mai aproape. Și acel exemplu care l-am dat cu industria auto,
este semnificativ. Japonezii sunt foarte interesați de România acum și aici este o oportunitate. După Brexit, după 2016, Japonia avea mari investiții în Marea Britanie, fiind investiții în Uniunea Europeană. Și cel mai bun exemplu este Makita. Makita, România, era o investiție britanică până la Brexit. Da? Pentru că era făcută prin Makita Londra. Acum este o investiție japoneză și este una dintre cele mai mari investiții japoneze în România, la Brănești, aici lângă București. Da? Deci, asemenea structuri ajută și compatibilizează ce se întâmplă. Domnule ambasador, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru cuvintele frumoase spuse despre relațiile acestea bilaterale foarte exotică. În afară de Călin Grăgan, care este un prieten personal al meu, eu am lucrat în sistemul Coca-Cola aici în țară, în echipa de management, dar Călin Grăgan este tot un manager, nu este un om de afaceri, nu este de capul lui acolo. Puteți să dați un exemplu pur de om de afaceri român care a recoltat deja succes în Japonia? Să ne gândim, de asemenea, că manager de prea mare succes în Japonia o să aibă întorsături de destin remarcabile, cum a avut Carlos Ghosn de la Nissan. Carlos Ghosn de la Nissan, pentru a spomeni de industria auto. Da? Știi ce s-a întâmplat când ai prea mare succes în Japonia. Da? Deci, revin la întrebare. Ne puteți da 2, 3, 4, 5 exemple de oameni de afaceri de origine română care au recoltat succes în business în Japonia? Mulțumesc! Mă bucur că îl cunoașteți pe domnul Grăgan. Toată lumea, suntem un prieten, domnul ambasador. Eu sunt fondatorul primei comunități a românilor din Japonia. Eu am pus pasul, am pus picioare acolo în 92. Felicitări, mă. Îmi pare rău că nu ne-am cunoscut până acum. N-am dat cum, că într-o asta a spus unii mai târziu. Da. Dacă ați venit acolo, știți foarte bine. Eu am spus la un moment dat, fluxul investițional... Am trăit acolo, domnul ambasador. Noi asta stăt în ambasadă, că am de o cazemată acolo. Adică acolo este totuși un teritoriu românesc. Nu ai contact de mijlocit cu sinergia faptelor, cu mijlocirea la Iliescu. Da? N-am înțeles. Care este? Nu e nimica. Nu trebuie căutat un sens secund. Nu, eu am așteptat și pe domnul Drăgan l-am primit întotdeauna cu plăcere, am așteptat cu drag românii să vină să dialogăm, mai ales că sunt economist, absolvent de ASE. Fluxul investițional, din păcate, este unidirecțional. Noi nu avem investiții românești în Japonia. Deci dacă privim din această perspectivă, nu avem oameni de afaceri români în Japonia care să-și dezvolte afaceri. Este Bereș, de exemplu, Daniel Bereș, Cu vinurile, îi număr pe degete și sunt niște, nu le pot numi investiții, da? Altfel, îmi pare rău, nu pot să găsesc asemenea oameni de afaceri cu greutate care și-au dezvoltat business-ul în Japonia. Domnul Drăgan a ajuns pe cont propriu acolo, sigur, ca manager, deci nu l-a sprijinit statul român sau altcineva. Ceea ce aștept, la un moment dat, sigur, să avem și asemenea investiții românești în Japonia. Cred că început, dacă permite să preiau de unde ați lăsat dumneavoastră, trebuie început mai modest, trebuie niște antreprenori care au vocație de internaționalizare să fie susținuți și în felul ăsta se facă integrarea. Nu trebuie investiții masive. Se poate și cu investiții mai mici de susținerea unor demersuri de internaționale, de internaționalizare a unor afaceri care și-au dovedit viabilitatea pe alte piețe. Apropo de termenul care l-ați folosit, cazemată, Știu foarte bine ce zic când am zis asta, domnul ambasador. Știu bine ce am zis când am zis. Știu. Numai că vreau să vă explic. În acea cazemată sunt niște reguli.
Dacă vine cineva și îmi propune să îl susțin drept Camera de Comerț Japonia-România sau invers, eu nu pot să-l susțin pe unul singur, să-i dau privilegii unuia în comparație cu alții, pentru că s-ar putea să vină altul să-mi spună, dom'le, păi stai puțin, de ce ești tu susținătorul Camerei X, eu știu, Yamamoto Popescu, când uite, mai sunt trei camere care ar fi trebuit să fie ele susținute. Deci am avut asemenea discuții când a venit așa zisa Camere de Comerț Japonia-România și să fiu eu președinte de onoare. Nu se poate. Susținem în limitele regulilor acelei cazemate sau cum vreți să o numiți. Așa este. Pe undeva zidurile alea sunt destul de reci, se intră după niște reguli care sunt, dar cred că domnul Drăgan și alții vă pot spune că niciodată n-am închis ușa cuiva care a venit să ceară mai ales un sfat, pentru că dacă dumneavoastră vă gândiți că statul român poate să finanțeze nu știu ce firmă, e puțin probabil. Pentru că e greu. În primul rând trebuie să găsim, iar dacă se găsesc 5-6 firme pe același domeniu, export vinul, să spun, să-l concureze pe Bereș și să-și facă ei o firmă mai puternică, dom'le, facem o licitație și alegem pe cel mai bun și îl susținem. Sau găsim o formulă de susținere financiară a tuturor exportatorilor de vinuri, să spun, într-o anumită formă, prin Camera de Comerț din București sau altă formulă. Dar altfel, sigur, de la oamenii de afaceri trebuie să vină inițiativă. A trebuit creat un fond de investiții, domn ambasador, înainte de ratificarea a ceea ce a făcut dumneavoastră în Parlamentul României, un fond de investiții de stimulare a internaționalizării firmelor valide românești în Japonia, a deschide primii pași. Dacă îmi dați voi, pentru fondul de investiții nu o să putem porni acum în această discuție. Vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, este o întrebare. Mai multe de domnul. Vă mulțumim pentru sugestie. Este într-adevăr și o întrebare bună referitoare la oamenii de afaceri români din Japonia și mulțumim domnule ambasador pentru răspunsul foarte direct și onest. Da, într-adevăr, nu-i avem încă. Cred personal, dacă îmi dați voie să intervin, că există și bariera limbii japoneze. Știm cu toții cei care am locuit în Japonia că atâta vreme cât nu stăpânești limba la un anumit nivel, este foarte greu și atâta vreme cât nu ai o înțelegere a culturii și a culturii de business din Japonia, este foarte greu, de fapt, să pătrunzi pe piața aceea, dincolo de, de aspectele economice pe care eu personal nu le trebuie să recunosc că nu le stăpânesc. Dacă mai sunt alte întrebări sau comentarii, vreau să adaug ceva legat de Machita. Deci, venirea Machitei în România e în sine un lucru deosebit de pozitiv, dar e însoțită de fenomene secundare. Atrage pe ei furnizorilor. Ieri a fost o declarație de presă a firmei Tamura, care va deschide o fabrică de componente electronice utile folosite de Machita la Fântești. O investiție de 20 de milioane inițial, dar se va extinde, sigur, nu sigur. Deci, florile astea care apar, e o inflorescență impresionantă. Să sperăm să iasă. Mulțumim. Mai avem întrebare sau comentarii? Nu. Nu, întrebarea aș vrea să spun că domnul ambasador Vladu Șerpan este un foarte bun autor, ne-a publicat mai multe cărți, e un bun autor, foarte bun autor pentru copii. Această carte apare în română, engleză și poloneză, aici, în inimă de leu, demonstrează acest lucru. E un bun prozator, român de roman în Japonia și acel jurnal al ambasadorului în Japonia, care se cheamă Stația Tokyo, demonstrează acest lucru.
dar este un excelent autor de haiku-uri și avem aici, cred că este, convingerea mea este că este dintre cei mai buni români autori de haiku-uri. Avem haiku-uri în engleză și în română, această reflection este numai în engleză, ca și această carte care cuprinde și un minunat eseu despre haiku, dar și în haiku-uri, și alte câteva cărți de haiku, meditative și meditative. Titlul este de înțeles și în română și în engleză, pentru că avem ediție bilingvă aici. Acesta, Cugetsenii, Serene in Heart and Thought. Aceasta este o carte excelentă. Deci, domnul ambasador a transpus pe rând românesc acest minunat gen de poezie japoneză, haiku, care a cucerit întreaga lume. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Pentru întreaga activitate a domnului ambasador, mai lansez o ultimă strigare, ca să spun așa, dacă mai sunt ultime întrebări sau comentarii. Dacă nu permiteți-mi doar să ați menționat ridicarea vizelor, eliminarea vizelor, ca fiind una dintre unul dintre lucrurile pe care ați reușit să le obțineți în timpul mandatului dumneavoastră. Dați-mi voie să vă întreb cumva din perspectivă inversă. Există ceva ce v-ați fi dorit să realizați în mandatul dumneavoastră și nu s-a putut în acei 4 ani de mandat în Japonia? O dorință rămasă pentru un viitor? Da, este stația Tokyo. Stația Tokyo. Nu știu de ce, dar am plecat cu convingerea că măcar vor începe lucrările la linia de metrou București-Tokyo. Din păcate nu s-a putut. Am făcut tot ce a ținut de mine, n-am reușit. Satisfacția este că, totuși, vedem chiar zilele astea că se iau decizii importante în această direcție. Și că va începe. Da. Mulțumesc foarte mult și, într-adevăr, și Stația Tokyo este o carte pe care o recomand și eu, printre celelalte. Citiți-o. O să aflați lucruri frumoase, interesante și de suflet despre Japonia și despre relația domnului ambasador cu Japonia. Vreau să-i mulțumesc încă o dată excelenței sale pentru prezența astăzi aici, pentru prezentarea de astăzi. Mulțumesc pentru că ați venit și vă așteptăm și în viitor. Mulțumim încă o dată!